Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, cu imagini extrem de controversate. După Boșdeuca lui Creangă, mergem la Deva, unde au fost puse borduri, iată -le, și pavaje în cetatea medievală a Devei. Florin Oancea, care este primarul din Deva, a postat domnia sa, spune că e bucuros, să ne anunțe că unul dintre cele mai frumoase și importante proiecte pentru Deva, cel care vizează chiar simbolul orașului nostru, cetatea, se apropie cu pași repezi de finalizare. Vorbește despre investiția în, total, în valoare totală de peste 23 de milioane de lei. Este un proiect care pune în sfârșit în valoare frumusețea cetății noastre, emblema Municipiului Deva. Sunt foarte mulțumit că și acest proiect l-am dus la bun sfârșit, așa cum voi face cu toate investițiile din Deva, zice domnul primar Florin Oancea, doar că cei care locuiesc acolo au început să scrie și pe. De socializare ale primăriei, ale primarului, spunând că arată, citesc ca un tort, ca un dezastru, borduri și uh, pavaje, Ziceți, doamna avocată. Da, avocat. da, da doamna porumbel, vedeți, suntem răi noi acum și ne uităm către ceva frumos pe care l-a organizat acolo municipalitatea. Vreau să vă spun un lucru. Uh, haideți să vedem dacă există vreun aviz pentru că la un asemenea edificiu... Îi spun că au avizul Ministerului Culturii. Atunci este și mai rău. Acum cât vedem noi de la distanță niște poze, nu știu, pare a fi uh, chiar granitul scos de aici, de pe bulevardele din București și probabil că l-au dus acolo la Deva. Dar nu poți nici un caz, fără un aviz uh, și fără o autorizație, să faci vreo modificare. Uh, noi avem o boală cu bordurile și cu pietruitul și cu asfaltatul. Se întâmplă în București în momentul de față la cel mai mare nivel și iar o să zic că domnul Ialomițeanu, dacă mai este cu noi, nu că fac este. politică, dar majoritatea sectoarelor care fac treaba asta sunt cei care sunt pe la USR, pe la conducerea primăriei. Domnul Mancea este primar PNL? Da. Doamna ministru, doamna ministră a culturii este tot pe Bănuiesc că n-a fost, fost, o problemă pentru domnul primar să obțină avizul Domnule, pentru E că doar trebuie să te uiți. Lucruri. Nu cred că trebuie nici doctorat, nu trebuie nici nu știu, științe exacte, nici lucruri care țin totuși de cultură, de patrimoniu. Da, să te uiți Știi să vezi mai borduri și pavaje. De cultură, avem niște direcții de cultură care ar fi trebuit să vadă în primul rând cum se cum se ar fi restaurează să pe teren un de să văd ce se întâmplă acolo. Și vreau. vă dau un exemplu că puteau să se ducă la cetatea neamțului să vadă cum, cum s-a restaurat acolo și cred că puteau să ia modelul. Sunt multe alte cetăți care au fost restaurate corespunzător, dar aici vrem să arătăm că putem să punem borduri. Asta Pentru aia. că vine anul electoral 2024 și trebuie să se fi făcut repede